Bună seara din ultima seară, din cele trei seri minunate dedicate aniversării a 121 de ani de la nașterea marelui scriitor Ion Creangă. Ne bucurăm de oaspeți dragi. Ne bucurăm de momentele acestea minunate. Ne este dat ca măcar o dată pe an, dar de obicei de două ori pe an ne întâlnim, pentru a fi fideli celor trei constante care ne definesc pe noi, humuleștenii, n-am spus târnemțenii, pentru că Humuleștiu deja este pentru noi sinonim cu Târgu Neamț. Pentru cele trei constante muncim, gândim și simțim așa cum își dorea scriitorul Ion Creangă. Adică, în primul rând, respect pentru valoare. În al doilea rând, respect pentru cultură și identitate. Și în al treilea rând, pentru că suntem datori cu toții să fim tezaurizatorii celui mai nobil dar pe care Creangă ni l-a putut face. Și anume, că ne-a dat un pașaport pentru întregul univers, prin poveștile sale. De trei zile, cu activități dedicate inimii, sufletului și simțirilor noastre, ne gândim că ar fi bine să punctăm în această a treia zi și un eveniment dedicat sufletelor noastre, oamenilor noștri dragi de acasă. Avem printre noi oaspeți și spuneam oaspeți de seamă. Mă uit, bineînțeles, la domnul ministru Andrușcă. Este prima dată printre noi, oare? Bine ați venit! Vă mulțumim că v-ați făcut timp să ajungeți și acasă. Nu mai zic că întotdeauna alături de noi consilierii locali, îmi cer scuze că nu văd exact unde sunteți, dar vă mulțumim pentru că apreciați eforturile noastre voluntare și ne sprijiniți mereu. Părinte, preacuvioși părinți, vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Și eu zic să dăm drumul la... Dar de ce îmi luați mie bucuria pe care vreau eu acum să vă dăruiesc? Voiam să vă spun că trecem la următorul moment și eu și domnul primar avem un obicei. Noi dăm împreună premiile pentru oameni de poveste. Dar întâi voiam să vă spun cine sunt nominalizații pentru oameni de poveste. S-a născut ca un vis. În Fundația Culturală Ion Creangă ne-am gândit dacă tot trăim într-un ținut de poveste, cu siguranță avem noi, oamenii noștri de poveste, cei care scriu povestea trăind alături de noi. Și din cauza acestei lumii nebune, s-ar putea să nu fim foarte atenți la oamenii de poveste de lângă noi. Anul trecut a fost prima ediție, o ediție încărcată de emoție. Și anul acesta va fi o ediție încărcată de emoție. Din păcate, nu sunt toți nominalizați aici, dar unii, din motive obiective, evident, noi ținem în continuare să avem acest moment dedicat oamenilor de poveste din Târgu Neamț. Așadar, invit alături de mine oamenii de poveste care au reușit să ajungă în această seară alături de noi. O invit pe doamna doctor Antohi Mihaela. Alături de noi invit și pe doamna Talpalariu Maria. Domnul Gheorghe Simon, poetul inimilor noastre și cel care ne cântă simțirile pe care nu recunoaștem noi că le avem, dar le avem. Mulțumim frumos! Au fost nominalizate și doamna Agripina Ungureanu, cea care vă amintiți cu mulți, mulți ani în urmă, a fost inițiatoarea acelui minunat serviciu de ajutor social. Îi mulțumim și cu recunoștință, îi dorim multă sănătate, pentru că acesta a fost motivul pentru care domnia sa nu a putut fi alături de noi. Și Munteanu Agripina. O să-i dau alături de buchetul de flori și trofeul și un mieluț de Paște.
O altă nominalizare a fost făcută pentru doamna Mihaela Pravicencu, Mihaela Gheorghiță, și dumneai, tot din motive obiective, nu a putut fi aici, o să-i transmitem respectul nostru. Ei, pentru că în Fundația Culturală Ion Creangă se lucrează așa cu prieteni și cu mult suflet și pasiune, o să invit alături de mine pe doamna Tiugea, doamna Margareta Mihailescu, doamna Lidia Richter și, bineînțeles, doamna Brașoveanu. Sunt persoanele care știu mai mult decât știu eu despre nominalizații noștri și, cu permisiunea dumneavoastră, o să le rog să se pregătească, să susțină un scurt laudațiu, dacă se poate o sinteză de o viață în 2-3 minute, credeți-mă, este imposibil. Ei, și acum, că tot vreți dumneavoastră să vă vedeți primarul pe scenă, îl invit alături de mine pe domnul primar, Vasilică Harpa, și anul trecut m-a ajutat la înmânarea trofeului Oameni de Poveste și anul acesta este alături de noi. Un mesaj așa, ați văzut cum m-au amendat că nu v-am spus numele. Vedeți? Vă iubim, clar. Da, vă mulțumesc, doamna inspector. Ce mesaj putem transmite decât că, într-adevăr, este un moment emoționant, așa cum au fost celelalte două zile. Felicit de la început pe doamnele nominalizate și domnul scriitor, dar, bineînțeles, pentru mine, pentru administrația locală, ca toți cei care ne-am implicat în acest frumos eveniment, suntem nominalizați și anul acesta. Așa că nu ne rămâne decât să continuăm ceea ce am început de câțiva ani buni, ce ați început dumneavoastră prin Fundația Ion Creangă, și la fel salut și eu prezența, să nu spunem invitaților, ci a prietenilor noștri. Trebuie să ne completăm cum ne-a completat și ieri și alaltă e doamna inspector, așa că vreau să salut prezența și fraților noștri de peste Prut, care au stat... care nu ați participat la cele două zile din acest eveniment. Avem o delegație din orașul Dăunușeni, reprezentată, bineînțeles, de secretarul primăriei și, bineînțeles, am văzut acolo lângă domnul ministru. Dumneavoastră a spus că salutăm prezența ministrului. Este de-al nostru din Târgu Neamț și ne mândrim cu acest lucru. Da, așa că nu trebuie să fie musafir, ci trebuie să fie dintre noi. Trebuie să salutăm prezența părintelui Protopop, părintele Protopop al nostru, al orașului nostru, și, bineînțeles, a prietenul nostru, starețul Mănăstirii Neamț. Noi am primit promisiuni că vom mai avea alături de noi în această seară mult mai mulți prieteni, dar, cu siguranță, sunt motive bine temeiate. Vă mulțumesc și felicitări încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut. Mulțumim frumos! Oamenii noștri de poveste. Un om de poveste care a muncit, cu siguranță, și pentru spirit, dar a muncit mult pentru trup. Și are grijă de sănătatea noastră. Pentru doamna doctor Antohi, dacă sunteți amabile, să susțineți un laudațiu. Vă mulțumesc, îmi face o reală plăcere să vorbesc despre doamna doctor Antohi. Vă mărturisesc că aș fi vrut să spun mult mai multe, dar recunoscuta dumneai modestie m-a dezarmat și m-a făcut să fac un rezumat. Persoana despre care am ales să vorbesc, eu am vrut să fiu puțin enigmatică la început astăzi și care a fost selectată de Consiliul Director al Fundației Culturale Ion Creangă pentru titlul de om de poveste, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași în anul 1983. Așa am aflat eu. Actualmente este medic primar medicină internă cu competențe în ecografie generală și specialist în diabetologie. Puțin sunt, cred, cei care nu au trecut pragul cabinetului dumneaei cu încredere și cu inima deschisă, având certitudinea rezolvării problemei de sănătate. Și mă număr printre cei amintiți și cu toții. Ceea ce o recomandă pentru aprecierea noastră este, în primul rând, profesionalismul și devotamentul cu care își exercită cariera,
respectând jurământul lui Hipocrate depus la finalizarea studiilor. Un om în adevăratul sens al cuvântului, pasionată de ceea ce face și face foarte bine, o persoană calmă, atentă cu pacienții, răbdătoare și foarte corectă, calitate relevată și în cele două perioade în care a fost manager al spitalului din Târgu Neamț. Conștiincioasă, pentru că așa a fost educată, cum însăși afirma într-un interviu, dar foarte modestă, fapt care mi-a îngreunat puțin misiunea. În concluzie, doamna dr. Mihaela Antohi, căci despre dumneavoastră era vorba, merită pe deplin toată admirația și respectul nostru și titlul de om de poveste pentru tot ce a făcut pentru orașul Târgu Neamț și pentru cetățenii săi mai ales. O felicit în toată inima și mulțumesc! Mulțumim! Și așa cum spuneam, trofeul este un simbol, respectul și dragostea noastră se află în inimile noastre. Un alt om de poveste pe care l-am descoperit discutând despre problemele copiilor și despre problemele părinților și despre tot ceea ce uneori aduce nori de ploaie așa în viața noastră, cineva mi-a spus că există în acest oraș o mamă care și-a dedicat întreaga viață unor lucruri care țin de buna creștere și educația copilului său, dar s-a gândit și la alți copii. O să vedeți despre ce este vorba din laudațiile pe care le susține prietena mea, doamna Lidia Richter. Bună seara! Un moment foarte emoționat pentru mine, pentru că am alături o doamnă care doar la privirea aruncată asupra ei și la o simplă discuție o să vă dați seama că în orașul Târgu Neamț există miracole. Și chiar se întâmplă pentru că doamna Talparariu, Coana Meri, cum îmi place mie să-i spun și altora, este președinta unei asociații numită Căsuța cu Miracole. Această doamnă a creat nu de mult timp, vreo 3 ani în urmă, această asociație împreună cu alți părinți care trec prin momente grele ale vieții. Și anume, doamna Talpalariu se ocupă de copiii cu autism, cu probleme care sunt greu de dus pentru familiile care au acești copii. Dar doamna este o mare luptătoare și în afară de faptul că implicându-se într-o asociație, iar cei care au asociații și care lucrează în fundații știu ce înseamnă acest lucru și ce greutăți întâmpină, a reușit să convingă și părinți care au copii cu această problemă să se implice, să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă această suferință pe care familia lor o au și să depășească situația. Depășirea situației înseamnă, în primul rând, schimbarea mentalității atât a părinților, cât și a celor care ne înconjoară a întregii comunități. Iar doamna, în acești puțini ani de când a înființat acest lucru, în afară de faptul că și-a depășit condiția și și-a perfecționat studiile, a devenit un psihoterapeut, lucrează cu acești copii, merge în fiecare zi la școală cu copilul ei, stă în clasă alături de el într-o școală de masă, cum spunem noi, la școala gimnazială numărul 2. Este un lucru extraordinar și în afară de acest lucru a accesat deja 2 proiecte locale și unul județean, le-a dus la mare îndeplinire. Este de o modestie rară și văd că tot mă trage în spatele cortinii și a spus în momentul în care i-am spus, doamnă, vrem să vă acordăm un premiu, a zis, dar nu eu, că sunt prea, sunt mai mulți oameni mai valoroși în orașul ăsta. Eu vă spun, încercați să-i treceți pragul la gară, este sediul asociației Căsuța cu Miracole,
Cei care doresc să facă voluntariat sau cei care vor să vadă ceea ce se întâmplă acolo, vă rog foarte mult să mergeți să vedeți. Tot respectul meu personal a Fundației Culturale Ion Creangă și a întregii comunități al orașului Târgu Neamț și nu numai. Vă rog să o aplaudați pe această doamnă și pentru efortul ei. Să nu credeți că ne-am vorbit cumva ca să nu dăm cuvântul nominalizaților și premiaților noștri. Îi lăsăm pentru final, cred că ați înțeles. Și pentru că am vorbit de trup, pentru că am vorbit de sănătate, e cazul să vorbim și de inimă, și de minte, și de învățătură, pentru că acolo unde e trup sănătos, cu siguranță va fi și minte și inimă sănătoasă. Așadar, o invit pe doamna Brașoveanu să susțină un laudațiu pentru domnul Gheorghe Simon, poetul nostru de suflet. Mă puneți într-o mare dilemă ca să vorbești două minute despre un om care a scris o viață aproape. Este... Chiar acum, când am venit în sală, mi-am mânat ultima carte, încă miroase a tipar, și aș începe cu faptul că eu consider că este una din persoanele care, cu adevărat, merită să fie nominalizat, nu doar de Fundația Ion Creangă, a cărui membru fondator se numără printre membrii fondatori, dar și de multe alte fundații, nu numai din localitatea noastră. De altfel, recunoscut este că este poet care a primit botezul de la doamna academician Zoie Dumitrescu Bușulenga și dânsa i-a spus poetul de la Agapia, sau mai bine spus poetul Agapiei, și s-a lipit de dumnealui acest nume și a rămas poetul Agapiei. Să nu credeți că după ce a terminat facultatea la Iași nu a fost curtat de mai multe universități să rămână ca profesor, dar dânsul, așa modest cum îl cunoaștem toți, aș spune puțin că este exagerat de modest, și a rămas un umil profesor de limbă franceză la școlile din Filioara și din Agapia și a preferat în liniștea, în singurătatea casei părintești, să scrie. A scris cu sufletul, a scris uneori poate cu sânge, a scris inspirat fiind și de atmosfera de la mănăstire. Dar pe lângă faptul că Agapia este recunoscută ca un leagăn al istoriei, al Agapia lui Grigorescu, care a pictat și a desenat peste 4.000 de imagini, am putea spune că acum este un punct și pe frontispiciul literaturii Agapia, datorită domnului Simon. A început să scrie încă din liceu, dar prima apariție a fost prin editură în 1985, după care a urmat o perioadă mai lungă în care nu a trimis spre tipar. Asta nu înseamnă că nu a scris. Așadar, aș vrea doar câteva dintre volumele care au apărut să nominalizez, să spunem Fulgere captive, Fractalia,
să spunem canonul iubirii, care a fost revizuit. Anul trecut a apărut Teofania, acum văd Agapia Perpetua, care astăzi l-am primit, și sunt convinsă că mai sunt multe încă și vor apărea cât de curând. Noi dorim decât sănătate, este cetățeanul de mare onoare al orașului Târgu Neamț, este cetățean de onoare și al Comunii Agapia, este membru al Academiei Române, este membru al Asociației François Moria, membru activ al Asociației din Franța, cu care ține strâns legături. Pe lângă poemele pe care le-a scris, a scris și eseuri, pentru care a primit recunoaștere internațională. Cam atât. Nu mă opresc aici. Pentru domnul Simon, vă închipuiți că ne-ar fi trebuit o seară dedicată numai și numai domniei sale. Deci, imediat, zic. De fiecare dată mi se întâmplă lucruri, un lucru, să zicem așa, care poate precipita, dar eu nu mă precipit, sunt foarte calmă și nu mă scoate nimeni din parcursul meu. Mai avem doi nominalizați, chiar dacă nu sunt aici, ne facem o datorie de suflet pentru a vă povesti dumneavoastră despre oamenii de poveste care, deși nu sunt aici, au lăsat urme în istoria orașului Târgu Neamț. Pentru doamna Agripina Munteanu, rog frumos pe doamna Margareta Mihailescu să susțină laudațiu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna profesor! Vă mulțumesc că mi-ați lăsat mai la final cuvântul, pentru că am să încep cu vorbe despre doamna Agripina Munteanu, așa cum ar fi spus domnul profesor Simon, suflete frumoase. Toate doamnele și toți domnii nominalizați în această seară sunt, în cuvântul domnului profesor Simon, suflete frumoase. Un suflet frumos este doamna Agripina Munteanu. Sunt onorată, m-am simțit onorată să vorbesc despre dumnea ei. Și pentru că dumnea ei a ținut ca prin mine să vă transmită și dumneavoastră cuvintele dumnea ei, permiteți-mi să citesc. Născută în 6 ianuarie 1937, în satul Poiana, comuna Brusturi, județul Neamț, a trăit la țară o copilărie frumoasă, acolo unde copiii găsesc totul în nimic. Acolo unde Dumnezeu poate fi substituit cu un simplu surâs. Doamna Pina spune că singurul cadou adevărat pe care viața i l-a dat a fost copilăria. Și spune: copilul în mine încă mai trăiește, căci timpul în loc a stat, dar n-a ucis. Această veche piatră prețioasă, copilăria, singurul meu vis. A urmat cursurile școlii normale, actualul Colegiu Național Ștefan cel Mare, iar despre această perioadă spune: îmi fulgeră în priviri întâia clipă, când cu sfială pașii mi opream în fața clasei și lăsam în urmă lumea în care încă mai credeam. Acolo eu m-am ridicat vlăstar sub stele, cerneau din ochii mei aprinse scânteiri, aveam speranțe, vise efemere și în minuni credeam și în iubiri. O, Doamne, în ce veac am scris despre iubitul meu liceu, când cartea îmi părea un paradis și Eminescu Dumnezeu. A iubit și iubește literatura și totuși s-a îndreptat spre științele exacte, urmând cursurile unei școli cu profil financiar contabil la Iași, timp de 2 ani. Începând din anul 1960, lucrează la secția financiară a orașului Târgu Neamț și apoi la Banca Comercială Română până după anii 1980, când se pensionează pe caz de boală. Avea o vorbă: toți cei care lucrează la bancă mulți, mulți ani nu pleacă sănătoși de acolo.
fiind o persoană foarte activă, dar și înzestrată cu dragoste nemărginită față de oameni și mai ales față de oamenii nevoiași, doamna Pina, pentru că mama Pina îi se spunea doamnei Agripina Munteanu și ce frumos îi se spunea mama Pina, când spune mama, știm că ne adresăm acelei ființe care ne ajută la orice necaz, la orice necaz pe care l-am avea. Deci doamna Pina înființează în anul 1989 Fundația Omenia. Dumneaei afirmă: așadar, am hotărât să adun câțiva bani și să-i dau familiilor sărace. Însă le-am spus binefăcătorilor ca banii adunați să meargă ei înșiși să-i dea la săraci, tocmai ca să-i miște sărăcia acelora și să fie folosiți duhovnicește. În felul acesta, chiar și de piatră de-ar fi inima lor, tot li s-ar înmuia și așa li se va deschide și ușa raiului. A avut mereu în minte cuvintele spuse de mama sa: fă bine cât ai pute, că rău îl faci și când n-ai vre. A colaborat cu doamna inginer Ciubotaru Tincuța, cu doamna Harabagiu și cu multe alte persoane de la Fundația Speranța, cărora le mulțumește și astăzi pentru faptele bune pe care au ajutat-o să le facă. Doamna Pina Munteanu a trăit și trăiește prin și pentru fapte bune. S-a rugat mereu la Dumnezeu cu candela aprinsă, în realitate, dar și în sufletul dumneaei, iar ca rugăciunea să se facă corect, spune că atunci când te rogi, trebuie să simți că te doare pentru celălalt. Iubirea de oameni și de necazurile acestora este taina și darul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când poate nu aveam nimic sau mai nimic să pun pe masă celor nevoiași, dumneaei se ruga bunului Dumnezeu zicând: Doamne, trimite-mi ce știi Tu că este de folos pentru oameni, că doar Tu știi ce-mi trebuie, că eu, chiar dacă aș vrea, fără ajutorul Tău, n-aș putea. A fost și este o persoană foarte credincioasă. Ea spune că iubirea față de Dumnezeu nu se poate trăi decât pe măsura ce inima noastră își deschide petalele credinței precum floarea însetată după lumina soarelui. Acum este imobilizată, n-a putut fi transportată aici, deși și-ar fi dorit din toată inima, dar cum spune dumneaei, nu mă doare nimic decât picioarele. Acum stau și mă mântuiesc prin rugăciune, căci dacă am avut nevoie de Dumnezeu pe pământ, cu siguranță voi avea nevoie de Tine, Doamne, și dincolo. Singurul meu medicament este acum rugăciunea. Doamna Pina m-a rugat să vă citesc această rugăciune în numele dumneaei. Dumnezeule al dragostei, Ție îți sunt datoare a-ți mulțumi pentru dulcele simțământ. Al dragostei și al ocrotirii de care mă bucur. O, Cel ce ești izvorul tuturor bunătăților, revarsă binecuvântarea și binefacerile Tale peste aceea pe care inima mea îi iubește și îi cinstește. Fă să răsară asupra lor totdeauna un soare strălucitor care să risipească norii grijilor și suferințelor. Umple inima lor de bucurie și sănătate, povățuiește pașii lor pe căi drepte. Îngerul Tău cel bun să-i însoțească în faptele lor. Amin. Așa m-a rugat mama Pina să vă transmit. Să vă transmit dumneavoastră, celor din Fundația Culturală Ion Creangău, care v-ați gândit la dumneaei, celor care sunteți în această seară în sala Casei Culturii Ion Creangă, și pentru că este post mama Pina și pentru că mama Pina a fost foarte credincioasă, m-a rugat să citesc aceste rugăciuni. Vă mulțumește pentru încrederea pe care o acordați și bucuria de a fi nominalizată ca om de cinste al orașului Târgu Neamț și al membrilor Fundației Culturale Ion Creangă, și să știți că i-am promis că îi voi duce trofeul, de aceea îl primesc cu mare drag și, bineînțeles, mi-a rugat să iau chitară și să-i cânt. Și o voi face cu siguranță. Vă mulțumesc! Mulțumim! Adoarea noastră! Mulțumesc! Despre doamna Pravicencu îmi revine mie onoarea să spun câteva cuvinte, prea puține pentru a
descrie ceea ce înseamnă un har pe care Dumnezeu ți-l oferă, îți pune o pensulă în mână și îți spune pictează. Așa a făcut doamna Mihaela Pravicencu, născută Gheorghiță, absolventa Facultății de Arte Plastice din Iași, a luat penelul și a pictat. Și nu numai atât. A oferit învățătură copiilor. Învățătură într-o pictură, dar și învățătură într-o inimă și creștinism. Deși nu este aici, vă transmit gândul ei cel bun și cu siguranță așteaptă să veniți la toate expozițiile domniei sale, pentru că deja are 48 de expoziții în grup, 24 de expoziții în nume personal și a fost omul care a reușit să organizeze 4 tabere de creație. De aici îi transmitem toată dragostea noastră și o așteptăm cu noi expoziții. Ei, nu e finalul încă. V-am spus că ne-ar fi trebuit o seară întreagă pentru oameni de poveste. Poate ne gândim la anul să facem o seară întreagă doar pe această temă. Dar eu știu să mă respect datoriile și pentru că împreună cu Fundația Culturală Ion Creangă, împreună cu consilierii orașului Târgu Neamț, am făcut eforturi pentru finanțări în fiecare an. Se cuvine așadar să mulțumim și finanțărilor pe care le-am primit pentru toate evenimentele din cadrul zilelor Creangă, Consiliului Județean, care a înțeles că Ion Creangă la el acasă, așa cum îi place doamnei Adina Timofte, președinta Fundației Culturale Ion Creangă, să spună și cu drag a dat viață unui festival extraordinar de frumos. Deci spuneam că sunt convinsă că și la Consiliul Județean se știe foarte clar că Ion Creangă nu este doar al Humuleștiului, este apoi al Neamțului și apoi al României și al întregii planete, pentru că este scriitorul care a lăsat copiilor întotdeauna o speranță că orice copilărie are frumusețea sa. Așadar, mulțumim, domnul Radu Turer, să transmiteți mulțumirile noastre și vă așteptăm alături de noi oricând aveți timp. Ei, nominalizații sunt invitați, pentru că deja nu mai sunt nominalizați, ci sunt premiați, premianți. E frumos să fii premiat, nu? Și la o vârstă a înțelepciunii și a adultului care deja are un bagaj frumos în viața sa. Noi doar vă invităm. Dacă doriți, vă oferim acest microfon. Mulțumesc! Sunt onorată să primesc acest titlu de om, de o poveste din partea Fundației Ion Creangă. Mărturisesc că a fost pentru mine o surpriză. Vă mulțumesc pentru propunerea pe care ați făcut-o și pentru nominalizarea în sine întregii conducerea Fundației. Pe care vreau să o felicit pentru perseverența cu care se implică de-a lungul atâtor ani și din ce în ce mai frumos în viața spirituală a orașului. Primesc acest titlu și în numele personalului medical din Spitalul Târgu Neamț. Pentru că de ce să nu recunoaștem, suntem respectați și iubiți, dar cam rar să spunem, sau prea rar, suntem și evidențiați în mod public. Și pentru asta vă mulțumesc și vă felicit pentru că v-ați gândit la noi. Nu știu dacă eu am făcut ceva special pentru ca să vă gândiți la mine, dar ce pot să vă spun? Că m-am străduit și mă străduiesc să fiu un doctor bun, să fiu un om bun, că mi-am dorit și îmi doresc să fiu un om tolerant și un om generos, conștientă fiind că medicul este un om important al cetății și vreau să dovedesc prin activitatea mea acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată!
mulțumesc Fundației Ion Creangă și eu mulțumesc întregii societăți și părinților care au copii cu dizabilități și care luptă cu toate forțele pentru a integra în societate. Sunt foarte emoționată, așa că am să spun doar sigla și toiagul credinții adevărate înlătură orice handicap și singura dizabilitate în viață este o atitudine negativă. Un adevăr etern. Și acum, domnule Simon, v-am promis o seară numai dumneavoastră ca să povestim, pentru că în spatele nostru se pregătește următoarea poveste cu domnul Vișan. Suflete frumoase și biruitoare, am fost aici nominalizați. E o liturghie a clipei. În Sfânta Biserică se spune fiecare după numele său. Fiecare suflet în sală, privitor, admirator și care vibrează, este aici pe scenă, răsfrânt în sufletele noastre. Două cuvinte sunt în viața Creatorului Ion Creangă. Unul este de la Sfântul Duh, este năprasnic, și al doilea, pentru ce ne-a dăruit El, este năstrușnic. Nu ne-a lăsat de izbeliște, ne-a salvat prin frumusețea cuvântului. Dacă între noi este permis, aș vrea să spun că este o mare fericire pentru mine să pomenesc numele doamnei dr. Mihaela Antohi. Mie mi s-a întâmplat ceva 3 ani să merg la cabinet la doamna doctor și a spus că am pățit ceva. Ea nu are cabinet acolo, nici sală de așteptare, nici anticameră. Ești invitat într-un spațiu sfânt unde ea nu fixează diagnostice, ea oficiază. E un perete cu sfinte icoane și cu flori. Ți se lasă tot gândul rău la intrare și te vindeci. Sunt rari oameni în fața cărora te vindeci. Fiecare privire a dumneavoastră este o rază și trăim în adverb, nu doar de la Mântuitorul Iisus Hristos. Acum vei fi cu mine în rai. Nu mâine, poi mâine să vedem ce va mai fi. Rămâneți în picioare și în așteptare și cea mai grav adverb este la Putna, la mănăstire. Când intrați să citiți pe stânga, dar invariabil, gravnic, a trecut la cele veșnice. Și noi ne trecem. Și ce închei cu cea mai frumos imagine a părintelui Stăniloae despre iubire. Fiecare iubitor este o stea și emite raze, cum sunt razele sufletelor dumneavoastră. Și emițând raze, primește în același timp raze de la altă stea. Dar se întâmplă cel mai minunat lucru. Deși emiți raze, rămâi în centru. Și la mănăstire se spune în incintă. Aș vrea să vă mulțumesc frumos și mă iertați. Vă mulțumesc frumos și din om de poveste, mă rog la Dumnezeu să nu ajung om de pomină. Vă mulțumim frumos și așteptăm să ne dați idei despre oamenii de poveste de la anul și spun de pe acum că oamenii de poveste de la anul vor fi oamenii de poveste plecați din Târgu Neamț, oriunde în lumea asta, dar care n-au uitat niciun moment de orașul lor, de urmea lor și au făcut ceva pentru orașul lor. Dar 5 nu este un număr neapărat care trebuie să fie fixat. Putem să lărgim lista, noi ne-am gândit să dăm valoare și calitate acestor nominalizări. Vă mulțumim frumos, să aplaudăm oameni de poveste!
vreau să îmi așez mâna aici cu respect și prețuire și să spun mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, Ion Creangă, pentru că ne-ai creat povestea, că trăim într-o poveste și că putem ajunge fiecare dintre noi om de poveste. Asta vă urez, domnilor voastre!